România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. S-a săvârșit, stimați prieteni, cu 318 voturi pentru. Probabil că e una dintre cele mai mari cifre, ca pe vremea FSN-ului lui Ion Iliescu, așa o largă majoritate. Sigur, cum ar spune domnii deputați, ăsta este și un dezavantaj, că într-adevăr poți să rezolvi marile probleme ale României, dar și un dezavantaj pentru că nimeni nu te crede atunci când nu le mai rezolvi. Ce să vezi? Poate ar fi timpul să le dăm lor cuvântul, adică o să vă zic câte un pic din ceea ce au zis. Iată, zice domnul Ciucă: am trecut peste lucrurile care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu și de adversitate politică se află interesul românilor. După care mai zice domnul Ciucă: vom da 7% din PIB investițiilor și vom sprijini programul Angel Salini, știți voi, PNDL3, adică asta înseamnă apă, canal sau gaze. Și apoi mai zice premierul: vom lega prin infrastructură provinciile României, autostrăzi, căi ferate, mijloace de transport. Domnul Ciolacu a fost cumva mai sincer, dacă mă întrebați, și mult mai aplicat. El a zis din start așa: vom crește alocațiile, pensiile, salariul minim și indemnizațiile persoanelor cu handicap. În plus, pensionarii cu cele mai mici pensii vor primi un ajutor pentru a-și plăti facturile în această iarnă. Și vă spun sincer, m-am săturat să aud mereu că nu sunt bani pentru oameni. PSD a mai venit la guvernare în momente grele și a crescut veniturile, așa vom face și acum, vom aduce mai mulți bani la buget, dar și în buzunarele oamenilor. Avem nou guvern, va depune jurământul în această după amiază, în ceasurile următoare. Eu vă întreb astăzi la 0372069599 ce așteptări aveți de la această coaliție și de la acest guvern, care credeți voi că este prioritatea lor și unde credeți că vor funcționa și unde se vor împiedica. Dar înainte de toate, l-am sunat pe Vlad Petreanu. Salutare, Vlad! Aceleași... Bună ziua, era să zic bună dimineața. Da, aceleași întrebări și pentru tine. Ce ți-a sărit în ochi din discursul sau din discursurile de astăzi, ca să fie la alegeri? Stai, acum, da, te-am auzit mai devreme două lucruri interesante. Ai spus cu câte voturi a trecut acest guvern, 318? Da. 318 voturi pentru și mai devreme ai spus că, iată, PNL și PSD sunt pe un nou drum. Ce nou drum? Care nou drum? Că sunt pe acest drum împreună de ani de zile, de mai bine de 15 ani tot apucă pe drumul ăsta împreună. De la domnul Tăriceanu, care a colaborat foarte bine cu PSD-ul în Parlament pentru susținerea propriului său guvern după ce s-a spart Alianța Dreptate și Adevăr în 2007. Odată cu guvernul Boc-Gioană, mai țineți minte, în 2009, când am avut un an de guvern PD... PSD, după care da, USL-ul, care a avut la fel ca această coaliție mai mult de două treimi din Parlament. Acum, din nou, iar cele 318 voturi cu care a trecut guvernul, mie mi-aduc aminte de cele 322 de voturi cu care a fost suspendat președintele Traian Băsescu în 2007, tot de PSD și PNL la vremea respectivă. Deci, am senzația că trăim așa cumva în, nici măcar în ziua Cârtiței, în deceniile Cârtiței. Tot ne întoarcem la aceeași remajoritizare a Parlamentului în jurul unor interese care nu știu dacă sunt și ale națiunii, de fapt, ale societății. Și cu asta vin la întrebarea ta. M-ai întrebat... Deci n-am reținut, m-ai întrebat... Da. Ce aștept să se întâmple sau ce mă aștept să se întâmple? Nu. Vezi, limba română are niște nuanțe... Nu poți să răspunde la amândouă importante. Întrebările. Deci, ce aștepți? Da. Întâi răspunde la întrebarea ce aștepți și după care trece la ce te aștepți. Asta e o coaliție totală. Ar trebui să vedem, nu știu, cred că au peste 66%, nu? Au spre 70% din Parlament în momentul ăsta, nu vreau să mă înșel. Dar sunt aproape toți acolo. Nu sunt AUR și USR. AUR că sunt total nedigerabili și USR pentru că le stau tuturor în gât. În rest, toți sunt de aceeași parte. PNL, PSD,
UDMR, minoritățile, domnul președinte Iohannis, toată lumea în aceeași parte. În momentul ăsta, coaliția de guvernare este ca Ion Iliescu în 1990. Poate să facă orice. Și mă aștept ca exact ca Ion Iliescu în 1990 să nu facă ce trebuie. Pentru că l-am auzit pe domnul Ciolacu bătându-se cu pumnii în piept, PSD știe să guverneze. Da. E adevărat, nu poți să contești asta. PSD știe să guverneze. Întrebarea este, în interesul cui guvernează acest partid? De după atâtea învățăminte trase cu PSD la guvernare în ultimii 30 de ani, România este în continuare înapoiată, needucată, lipsită de infrastructură elementară, cu regiuni întregi de populate, cum ar fi Moldova. Am auzit pe domnul Ciolacu promițând, așa cum promite PSD de fiecare dată, că o să dea bani populației. Asta e, știm ce face. Vine, pune mâna pe pușculiță, ia un ciocan, o sparge și împarte bani din pușculița aia pentru populație și cealaltă pușculiță pe care noi nu o vedem atât de bine, o sparge și pe aia pentru alte buzunare și alte portofele, cum spune. Da. Bun, dar n-am auzit nimic despre investiții, despre infrastructură feroviară, rutieră, despre aeroporturi, despre ce urmează să se facă pentru a dezvolta România, nu doar pentru a da bani populației. E bine că se dau și bani populației. Cel mai bine ar fi ca populația să trăiască într-o țară atât de bine dezvoltată, încât să poată să-și câștige singură banii necesari. Adică să-și facă singură protecția socială din munca pe care o depune, din creativitate, din antreprenoriat, din salarii civilizate într-o economie funcțională. A zis într-o domnul, economie rămasă... A zis, da, Ciucă, te rog. A zis domnul Ciucă că până în 2024 unește provinciile României, deci să reținem această dată, ne mai despar 3 ani, să știi. Și... Da. Da. De 20 de ani aud că în 1900, că în, da, la centenarul Marii Uniri vom avea provinciile legate. Acum centenarul a trecut, poate în 2024, da, poate nu. Spune-mi un ultim lucru, Vlad Petreanu. Din punctul tău de vedere, și de aici vreau să deschid dezbaterea către ascultători, care ar fi, de fapt, prioritatea acestor oameni? Dacă ar fi să se comporte firesc și responsabil în următoarele luni? Păi prioritatea ar trebui să fie, nu care va fi, ci ce ar trebui să fie. Să se așeze frumos la masă și să spună, avem o șansă istorică în acest moment. Avem realmente posibilitatea să ne îndeplinim responsabilitatea istorică față de națiunea română. Pentru că suntem într-o organizație foarte puternică numită Uniunea Europeană, avem un buget uriaș aproape la dispoziție sau pe care putem să-l cheltuim, mă refer la PNRR, pentru dezvoltarea acestei țări, avem majoritatea parlamentară necesară ca să trecem rapid toate legile necesare pentru reformarea României și avem autoritatea politică să dezvoltăm toate segmentele rămase în urmă în societatea românească. Deci oamenii aceștia pot lua măsuri nepopulare, pot să treacă prin Parlament măsuri nepopulare de reformarea sistemului osificat de învățământ, de reformarea sistemului corupt și osificat de sănătate, de dezvoltarea infrastructurii. Astea sunt lucruri care le stau în putință, de asta am făcut racursiu, mă rog, da, de asta am reamintit de Iliescu. Că le pot face. Bun. Problema e că eu unul aștept să fiu contrazis, dar nu cred că le vor face, din păcate. Asta mi-e teamă și mie, dar de aici pornim dezbaterea. Pe Vlad Petreanu l-au zis și mâine dimineață la Deșteptarea și textele lui despre această situație puteți să le citiți pe blogul său, petreanu.ro. 0372069599, România în direct, te chem la dezbatere. Care crezi că este prioritatea acestui guvern? De ce are mai multă nevoie România? Ce aștepți să facă și, vorba lui Vlad, ce te aștepți să facă această coaliție PNL-PSD? 0372069599. Emisiunea noastră este și pe Facebook, la Europa FM. Cristi, salutare, bine ai venit și îți mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, bine v-am găsit. O să vă spun câteva citate din politica românească, recente. În primul și în primul rând, cred că noi, în locul domnului președinte, a trebuit să privim cu atenție și cu îngrijorare această situație. Ok, da, de acord.
se pare că domnul președinte a uitat de această sintagmă pe care o folosea foarte, foarte des. În al doilea rând, l-am ascultat cu foarte mare atenție pe Vlad Petreanu și, într-adevăr, pare, au avut o analiză foarte, foarte bine structurată. Dar, vă zic, în următoarele lucruri, o să vă mai spun câteva citate. O să o citesc pe Volcuța Vasilescu, din Saloar, care a spus: bravo, Marcele, luați și banii după pieptul postului. Toată lumea cred că s-a luat cumva după fentă și s-a gândit că ea atât de bine a negociat cu PNL-ul încât le-a luat tot ce au avut. Așa, nu. Da. Eu cred că Olguța Vasilescu s-a referit la România și la banii de la PNRR. Pentru că da. dacă luați un pic în atenție istoricul, o să vedeți că domnul Ciolacu a pus în discuție reanalizarea PNRR-ului, renegocierea lui cu Comisia Europeană. Da. Adică ceva de genul: domnule, ori luăm noi mare parte din banii ăștia, ori dacă nu luăm noi, nu mai ia nimeni, nu mai ia nici România. Dar, noi nu ne interesează. Dar nu e atât de ușor, Cristi. Nu e ușor să renegociezi PNRR-ul cu oamenii. Da, dar au majoritate. Este ceea ce cred eu. Și e mai greu să-l și furi. Da. Te rog, zi. Nu cred asta. De furat se fură. Problema este că va trebui să dăm banii înapoi, aia care dovediți a fi furat. Dar banii furați nu am furat. Și în al treilea rând? În al treilea rând, domnul Chelemen Hunor, care a zis: nu stăm noi cu pantalonii la genunchi ca să ni se spune ce să facem. Așa că au fost atât de abili încât au tras pantalonii jos PNL-ul. PNL-ul a pierdut în toată această negociere, iar eu cred că nu va dura, nu știu dacă îi va prinde anul 2024 la guvernare. Cred că li se va face vânt. Da. Da. Pentru că în politică parlamentarii au acest obicei tipic al lor de a dezerta de unde se vede că se scufundă barca, iar PNL-ul începe să ia apă. Păi și unde să se ducă? Se vor duce înapoi de unde au venit. Unii se duc la PSD, alții probabil că se vor duce, vor fi neafiliați, dar toți ăștia întotdeauna, dacă vă uitați la istoricul Parlamentului, vor vota cu majoritatea. Îți mulțumesc. Deci eu cred că PNL-ul da. Nu va mai guverna în viitorul. Bun, acum poate la un moment dat o să vorbim și despre soarta lor, dar eu cred că e foarte importantă soarta noastră și, într-adevăr, acești oameni au la îndemână toate pârghiile necesare să facă bine în România. Îl vor face, însă, asta e marea întrebare. Sorin, salutare! Bine ai venit la România Direct! Salut, Cătălin! O să vreau să vă spun foarte pe scurt că nu are rost. Deja Vlad a sintetizat cam tot și n-are rost să pierd timpul cu a dezvolta în plus. Ce vreau, de unde am pornit? Am citit nu de mult un sondaj în care apărea, deci după toate evenimentele astea, apărea PSD-ul cu 38-40% că ar fi votat mâine dacă s-ar vota mâine, dacă ar fi alegeri. Deci asta este foarte recent și nu știu cine a făcut sondajul, nu contează, e o sursă serioasă. Să zicem că are peste 30%, da? Cred că are. 38, da. Nu știu ce era, ceva de genul ăsta. Și de aici pornesc și vă spun că, din punctul meu de vedere, avem un balast atât de mare în țara asta, acel 38% îl consider un balast și o piatră atât de mare care ne ține pe loc, încât zeci de ani de zile vom mai dezbate același lucru pe care îl facem. Dar și astăzi. Nu e balast, sunt concetățenii noștri, adică cum să fie balast concetățenii noștri? Da, bine, nu vreau să jignesc pe nimeni. În multinaționalele prin care am lucrat sau în firmele private prin care am lucrat în decursul timpului, mai era o vorbă între noi: dacă o să plătești cu alune, o să-ți muncească maimuțe. Deci nu vreau să jignesc pe nimeni, dar acum PSD-ul o să vină să-și plătească alunele pe care le are de dat în stânga și în dreapta. Și ca așteptări, e simplu: jaf, furt, minciună, nepotisme și toate celelalte pe care le dezbatem de zeci de ani de zile. Astea sunt așteptările mele, foarte reale și sincere. Nu mă îndoiesc că va fi altfel. N-are cum să fie altfel. Nu știu dacă va mai ieși sutele alea de mii în stradă ca să mai schimbe ceva.
Și ca să închei cumva legat de așteptările mele reale, ce ar trebui să facă noul guvern, să răspund și la întrebarea ta, este ca prioritate este să se concentreze pe educație și pe tineri. Este ultima și singura șansă ca țara asta să-și revină economic, cultural și așa mai departe. Și mă îndoiesc că se va întâmpla și lucrul ăsta, pentru că știm ce miniștri am avut, știm ce ministru avem, știm cum este în școli, am avut atâtea dezbateri pe care le-am ascultat la dumneavoastră și nu știu cum va fi. Dar dacă e să răspund la întrebare, asta este așteptarea mea, să se concentreze ca cu prioritate pe educație, educația tinerilor și a copiilor, de fapt. Îți mulțumesc mult, Sorin. Stau să mă întreb acum, ascultându-vă pe voi, sigur că în rândul multor oameni există un sentiment uriaș de dezamăgire. Dar apropo de balastul invocat de Sorin mai devreme, asta înseamnă că în rândul foarte multor oameni din această țară există un sentiment de satisfacție, pentru că sunt oameni care cred în valorile PSD-ului. Nu cred că toți acești oameni au fost păcăliți sau nu sunt de bună credință, ci pur și simplu interpretează lumea prin prisma experiențelor lor și înțelegerii și problemelor pe care ei le-au în față. Cu toții avem probleme diferite. România se vede diferit din această clădire, cum spunea Sorin, cum această clădire, mă refer ca la cea și la cea în care lucrez eu, o clădire din sticlă și oțel, o clădire care arată foarte bine. Și în altfel se vede România la zalău. Ia altor oameni și au alte probleme. Poate pentru unii dintre ei asta este o binefacere, ce se întâmplă acum. Poate multe guverne i-au abandonat. Poate pentru ei este o speranță. Mihai, salutare, ești la România în direct. Va fi mai rău sau mai bine? Bună ziua! Dacă îmi cereți concluzia din start, eu vă spun că nu are cum să fie mai bine. Pentru că, dincolo de stânga, dreapta și alte abordări politice sau economice ale acestei coaliții, noi ar trebui să ne gândim dacă, în un fel, interesul național, interesul cetățenilor din țara asta este servit de o asemenea coalizare a unor forțe aparent, cel puțin până acum, antagonice și dacă, prin prisma experienței pe care am avut-o cu fiecare din aceste forțe, așa ceva, o asemenea uniune, vă dați seama și cu un procent uriaș, 70%, ne-ar folosi, da? Ar fi interesul cetățenilor și la asta pot să se gândească, inclusiv ar trebui să se gândească ce acei cetățeni pe care îi spuneați dumneavoastră mai înainte că, doamne, ei votează PSD-ul pentru că așa au considerat ei că e bine prin prisma propriilor experiențe. Ei, prin prisma propriilor experiențe ar trebui să se gândească, nu cumva noi acum avem de-a face cu o altă trădare? Da, știu, în Constituție, în altă trădare este definită doar în raport cu inamicul, doar mai degrabă în raport președinte. Înțeleg, vis-a-vis de dar a cui trădare? A cui trădare? Trădare a celor care au pus la cale această coaliție și care au, ulterior, au înscăunat-o. Pentru că, hai să ne gândim puțin așa, în termenii noștri, de oameni simpli. Doamne, este în interesul național ca în continuare să persiste această, vreo 15% din fond de pensii ducă la pensii speciale care se duc de fapt la 1,5% din pensionari. Este în continuare interesul nostru ca instituțiile să se comporte, în special cele de forță, să se comporte abuziv cu cetățeanul. Este în interesul nostru ca doar o mână de a să aibă acces la posturile din bugetare, în special cele din administrație. Și exemplele pot continua. Sunt foarte multe lucruri care ar trebui puse frumos cu liniuță de la capăt și noi să ne întrebăm, e în interesul nostru? Și dacă nu e în interesul nostru, atunci în interesul cui s-a făcut această coaliție cu un partid care, atenție, într-o țară normală la cap, vis-a-vis de ce au făcut, vis-a-vis de schimbările din legislație cu forța și așa mai departe din perioada 2017-2019 până a fost dat jos, ar fi fost cel puțin pus în discuție dacă mai poate exista ca partid. Bine, dar e același partid. Nu s-a interzicerea acelui partid, da? E greu să cred. E greu să cred, dar e același partid care știe cum funcționează lucrurile în România. E adevărat, el a generat sistemul, dar el stăpânește cel mai bine. Adică... Haideți să vă explic un lucru.
Orice hoț bun știe cum funcționează lucrurile acolo unde duce să fure. Orice spărgător bun își face planuri și știe exact când se schimbă gărzile și ce senzor. Haideți, asta nu este un argument. Noi trebuie să judecăm prin prisma ceea ce s-a întâmplat sub conducerea acelui partid. Mai avem un alt partid care, ce să vezi, într-o altă parte a Europei, acel tip de partid a fost la un moment dat aproape scos în legalitate. Vedeți Catalunia și încercările de separare, da? Și aici discutăm de UDMR. Oare n-ar trebui puse în discuție? Că de 32 de ani avem aceste probleme care nu ne sunt clare. Uite, e cazul să putem vorbi de o reformă constituțională. Înțeleg că, făcând un calcul așa, ar fi vorba de 68% din parlamentari. Deci s-ar putea iniția o reformă constituțională, dar o reformă constituțională cu această coaliție, crezi că e de bine? Păi dacă în această coaliție, din câte vedem, predomină partidele cele care au făcut rău țării, că să nu uităm, țara asta a ieșit în ochii Europei și ai lumii cu niște demonstrații recente de sute de mii de oameni și pe străzi, oamenii aceia, și s-a convenit, nu, la nivel național, printr-o cădere de guvern. Nu știu câte guverne au mai căzut fără să apuce finalul de mandat, în afară de cel care a căzut cu 6 luni înainte al lui Răzvan Ungureanu. Da? Au căzut degeaba, înseamnă că niște lucruri nu mergeau bine. Și noi acum readucem la putere acel tip de guvernare? Dacă da, nu e, e un mare semn de întrebare. Răspundem scurt, căci vreau să mai iau oameni. Ce aștepți tu, de fapt, după tine? Ce ar trebui să facă această largă majoritate parlamentară, guvernamentală? Un lucru. Deci, eu nu mi-am pus problema asta pentru că eu, sincer, nu am nicio așteptare decât în rău de la o asemenea coaliție. Sincer. Okay. Dacă ar fi fost o altă, oricare altă coaliție, dacă am discutat la modul abstract, în țara asta, în primul rând, ar fi trebuit făcut dreptate socială. Fără dreptate socială și fără o clară independență a justiției și în același timp o responsabilizare a acestei justiții, a sistemului justiției, noi nu vom ajunge nicăieri. Indiferent câte măsuri economice, mai mult sau mai puțin, savante sau de moment, da, vom aplica. Știți că aici mi-e teamă, mulțumesc, Sorin, mi-e teamă că domnul Ciolacu, prin dreptate socială, tocmai v-ar spune, cum am citat eu aici, că am zis eu aici, că am citat-o, vom crește alocațiile, pensiile, salariul minim, indemnizațiile persoanelor cu handicap, pensionare vor primi pensii. Domnul Ciolacu, asta înseamnă la el dreptate socială. Precând cea mai mare problemă a României este inegalitatea, inechitatea și distribuția veniturilor. Iar la lucrul ăsta, în acest program de guvernare, nu veți găsi un răspuns, da? Pentru că el nu e gândit de maniera asta să ne dezvoltăm împreună. El este gândit să rezolve punctual niște chestii. Noi au nevoie la pensie, dă-le un 10%. Au nevoie la alocații, dă-le acolo un 10%. Cum să aduci valoarea adăugată și să le creezi bunăstarea acestor oameni prin valoarea adăugată, prin investiții, prin locuri de muncă, prin atragerea unui altfel de model de afaceri în România decât de a da cu cârca. Nu? Aici e slăbuț și nici nu o să fie, pentru că viziunea asta nu există. Adrian, salutare, ești la România în direct. Ce aștepți și ce te aștepți de la această guvernare largă? Bună ziua, Cătălin. Salutare. Ce să zic? Ce mă aștept? Mă aștept la un sistem sanitar bine pus la punct și cred că prioritatea României la momentul actual este rezolvarea acestei crize sanitare. Apropo, am și o întrebare pentru nou ministru Rafila, dacă se poate. În Germania este considerat prima doză de vaccinare trecerea prin boală. Și rapelul Pfizer este făcut dacă ai avut boala o singură dată. Adică nu sunt două doze de Pfizer. Dacă dânsul a auzit de treaba asta. Acum este foarte posibil să apară o sumedenie de noutăți pe zona asta. Domnul Rafila, văd că își asumă la nivel personal rezolvarea acestor chestiuni, a declanșat acolo și oarecare bătălie cu domnul Arafat. Propunerea mea este ca, cel puțin în această situație, să avem răbdare o săptămână, 10 zile, pentru că sunt sigur că vom vedea noi măsuri. Și pe ce mă bazez când spun chestiunea asta? Domnul Ciolacu zice așa, domnule, nu mai punem garduri despărțitoare între vaccinați și nevaccinați, nu mai luăm măsuri care să pună presiune publică pe populație, vom încerca să rezolvăm asta necreând discriminări. Deci, cred că ți-am dat un răspuns complicat,
Da? Eu zic că exact genul ăsta de situație s-ar putea să apară rezolvabilă măcar. Și mă mai aștept la măcar o singură autostradă care să traverseze țara asta și să ne lege și pe noi cumva de lume. Tu, lumea civilizată. De unde ne sune, Adrian? Din Brașov. Brașov care nu e legat de nicăieri prin autostrăzi. Da, aveți una în jurul orașului, din câte am văzut. Avem una care este centură și care e făcută din interesul primăriei și asta, ca să elimine traficul greu din oraș. Da, da, e o situație... Înspre București nu ne putem duce, înspre Sibiu ne ducem pe un drum care are doar două benzi, o singură bandă pe sens și așa mai și departe. Și acum, realist, te aștepți. Târgu Mureș la fel. Fii atent. După ani de eșecuri în această zonă, te aștepți să fie mai bine? Adică să se întâmple? Eu aștept să fiu contrazis de 31 de ani. Eu nu m-am așteptat niciodată la bine, având în vedere că nația asta noastră trădează foarte repede. Și să vede și în guvern, și în... Știi cine va fi ministrul transporturilor? Domnul Grindeanu. Îl știi, da, pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu a zis ieri... Fost prim-ministru. Domnul Grindeanu a zis că va lua drone cu care să te uiți pe șantier. Ok, ca idee? Da, n-am auzit de lucrul ăsta, dar eu cred că nu dronele rezolvă problema construcțiilor de autostradă. Da. Și cred că deplasarea la locul faptei, o bună licitație cu o firmă care să nu dea țepe și alte lucruri. Da. Care mă gândesc că să nu fie de casă. Da. Mulțumesc. Și eu cred la fel. Și aici... Bun, vii cu idei out of the box, cum se cheamă. Sigur, s-ar putea să fie interesant să te uiți tot timpul la dronă sau să se uite niște oameni specializați care înțeleg ce se întâmplă acolo. Eu, dacă mă uit la cu o dronă într-un șantier de ăsta de construcții, garantat nu o să înțeleg mare lucru. Deci pe mine nu mă ajută chestiunea asta. Bănuiesc că niște specialiști vor fi ajutați. Dar m-ar ajuta să fie ceva mai multă autostradă, asta recunosc. Mai ales, hai să fiu și eu în contradicție cu Adrian. Eu vreau autostradă către Moldova, domnule. Că mă duc și eu la maică-mea să nu mai fac 5 ore, nu știu cât, 300 și un pic de kilometri. Cătălin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua tuturor. Adrian. Eu mă văd în situația cetățeanului turmentat. Adică, pentru mine... Ca să fiu cinstit așa, nu sunt de acord cu ideea, dacă USR nu e, nimic nu e. Asta e de unde să plec. În ceea ce privește, cred că lucrurile vor rămâne la fel. Nu cred că, după mintea mea, în 6 luni, cineva poate să facă foarte multe. Nu cred, prin experiența mea și profesională, și internațională, și de viață, dacă vreți. N-are cum, fizic n-are cum. Pentru că trebuie, așa cum au spus mulți dintre ascultători, o reorganizare, măcar de, pe bază de funcționalitate. Da? Pentru că sunt foarte mulți inși, foarte multe hârtii plimbate și tot ridicați problema autostrăzii. Dacă astăzi vine un guvern, oricare, de orice culoare, și vrea să facă autostradă, îi trebuie 6 ani până sapă până trage prima lopată. De ce? Păi studiul de fezabilitate, după care exproprierile, după care licitația, toate urmate de foarte lungi și imposibile treceri până instanță. Deci, să știți că s-au mai schimbat lucrurile. De autostrada aia din jurul Bucureștiului, A0, cum îi zice, mai e un inel în afara centurii. Ați auzit de ea, probabil. Da, 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 chiar m-am lovit de ea. Ați văzut că ea există, lopata aceea se trage pe teren? Deci chiar se lucrează în aceste zile la startul unui lot din A0 și asta s-a întâmplat în... Când a fost Drulă numit ministru? La începutul anului, nu? Cam da, așa, dar înainte, deci nu sunt de acord cu dumneavoastră dacă urmăriți și procesele și istoria. Pentru A0? Păi da, 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 bineînțeles, că da, de la studiul de Frederic Drulă a fost într-un moment, orice ministru îi ajunge într-un moment. Un ministru în 2 ani de zile nu rezolvă o contestație, eu vă spun după cum au decurs procesele. Acum să merge, asta e realitatea. Să mergem în pofida contestațiilor. Da, bun, în fine, eu înțeleg atunci, ce spui. Asta e realitatea.
Adică am avut prieteni care s-au angajat să facă o bucățică până Ardeal și nu vă spun ce au pățit. Adică cât i-a plimbat în tribunale divers individ care a avut un metru pătrat pe nu știu pe unde și s-a judecat un an jumate. Deci asta e realitatea. Deci cadrul juridic trebuie schimbat și nu cred că cu domnul Predoiu se va întâmpla. Dar ce sper? Acum eu vă spun și ce sper. Sper, în afară de o organizare serioasă, o reorganizare serioasă, pentru că nu văd să se implementeze foarte repede partea de IT pentru sistemul de stat. Că e complicată, e lungă, e stufoasă. Încă cheamă pe patronul de la UiPAP sau pe altcineva. Deci, să zicem că se implică. Schimbare. Mm-hmm. Dar în orice caz, aș mă aștepta, ținând cont că de atâția ani de zile sunt în mediul de afaceri, aștept o foarte mare intervenție și provocare pentru mediul privat de România, dacă mai supraviețuiește sau dacă moare. Da, mulțumesc. Deci este foarte important să facă ceva în direcția asta. Mulțumesc mult. Din păcate, ultimele cuvinte din legătură nu s-au auzit, dar bănuiesc că e vorba de o impulsionare a antreprenoriatului românesc. Am văzut cuvintele astea rostite în programul de guvernare, de asta spun. A fost un rateu ceea ce s-a întâmplat în guvernarea PNL-USR, pe jumătate un rateu, cu ajutorarea firmelor românești. Poate acum se poate mai mult. Emanuel, salutare! Suntem în fața unui guvern cu o majoritate uriașă. Ce aștepți să se întâmple? Salutare, Cătălin, să rămână, doamnelor, bună ziua, domnilor, ascultători, Europa FM. Umblu pe drumurile patriei, care sunt ca după un bombardament, mare parte din ele, sunt șofer, am prebătut țara asta în lung și în lat. În primul rând, aștept și eu drumul, autostrăzi, poate cel puțin drumul spre Moldova se face și el pe două benzi, două bandă jumate. Nu știu ce să spun. În mare parte aș vrea, în primul rând, dacă tot nu-i mai bate nimeni la cap ca o majoritate covârșitoare în parlamentul ăla, să facă ceva cu spitalele. Multe din ele nu s-au mai făcut mentenanță și reparații și schimbat cabluri în electricul ăla de cel puțin 30 de ani. Cred că de la Ceaușescu poate. În primul rând, n-am făcut spital în București decât schimbată fațada, eventual. Dar în interior sunt aceiași păgari, mă refer în București, fiindcă sunt bucureștean. Scuzați, nu am spus de unde sunt. Așa. Iar domnul primar, cel puțin, nu face nimic pentru bucureșteni. În continuare, sunt foarte mulți prieteni de-ai mei care nu au apă caldă încă în București. Da, dar astea nu se le rezolve guvernul decât știi în ce măsură? În măsura în care îi va da niște bani. Acum Nicușor Dan așteaptă de la guvernul României, pentru căldură, atenție, 928 de milioane de lei. Fără bani, guvernul nu o să-i dea 928 de milioane de lei, că n-are cum să-i dea. Acum să le primească. Da, nu-i va da banii ăștia. Dar asta înseamnă că vor crește prețurile la căldură, să știți. La ce mă aștept eu să se facă, așa? În continuare același jaf de la PPRR, fiindcă pentru asta s-a făcut și coaliția asta. N-au nicio legătură cu noi, ca popor, sau că interesează de noi. Da. Nu, doar cum să-și împartă fondurile astea care sunt enorme, câte 40 de miliarde de euro, din câte știu eu, nu? Da. Prima tranșă e de 3 miliarde de euro, putem să o luăm chiar anul ăsta. Așa. Există clienți politici și s-a dovedit de atâta amar de vreme cu licitații, vezi, doamne, făcute, sau că e singurul licitator, dar care n-avea cifră de afaceri sau n-avea angajat. Sau... Un angajat, da. S-a dovedit treaba asta. Inclusiv Cătălin Tolontan a făcut câteva anchete pe tema asta. Da. La fel o să se întâmple și acum. Dom'le, aici am o îndoială. Mulțumesc mult. Nu ne-am auzit cel mai strălucit. Dar am o îndoială aici. Există un băț lung de la Bruxelles care a început să lucreze și
o aplicație, cred, o ridicare de sprânceană către România. Mi-e greu că, cred că o să fure mai greu de prin fondurile europene anii ăștia, sau mai cu băgare de seamă. Oricum, atunci când vor fi prinși, vor spune că este un abuz politic. Rețineți această placă. Cătălin, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, Cătălin. Aș vrea să spun din capul locului că eu sunt de formare macroeconomist și am să pun problema din punct de vedere economic, mai puțin legislativ, pentru că nu mă pricep. Te rog. Am tot auzit sintagma în emisiunea ta de interesul cetățeanului, dar în opinia mea, guvernul ar trebui ca pe termen scurt să lucreze în dezinteresul cetățeanului. În dezinteresul, ai spus? Exact. Explică-mi. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facă orice guvern responsabil în țara asta ar trebui să facă o consolidare bugetară. Noi, în momentul de față și de 30 de ani de zile, cheltuim mai mult decât avem veniturile. Okay. Ne aflăm într-un continuu perpetuum mobile cu pomenile electorale. Am doi copii și m-aș bucura să aibă alocație cât mai mare, dar pe de altă parte îmi dau seama că nu ne permitem. Dar trebuie să facem niște ajustări. Unde ai umblat, Cătălin? Păi, în primul rând, la pachetul social. Da? Nu ne permitem în momentul acesta să oferim un pachet social consistent, pentru că trebuie să ne împrumutăm pentru acești bani. De aceea va trebui ca un guvern ar trebui să-și asume comportamentul populației, ca în cazul grecilor din 2009-2010, cu proteste de stradă, când s-au tăiat toate beneficiile posibile, pentru a-și reveni. Acum, Grecia este din nou o țară frecventabilă. Și același lucru ar trebui să facem și noi. Noi ne împrumutăm, pentru tot ce dăm populației, ne împrumutăm. Cât de aproape e România de situația Greciei, dacă asta e formarea ta și ai ochiul antrenat? Dacă continuăm în ritmul ăsta, suntem destul de aproape, din punctul meu de vedere. Ne vor salva, într-adevăr, banii europeni, dar am rezerve că ne vom reveni, din punct de vedere bugetar, în viitorul apropiat. Dacă nu facem o consolidare bugetară de care tot vorbim în ultimii 30 de ani și nimeni nu are curajul să o facă. Pentru a face chestia asta, trebuie să ai curaj. Și trebuie să te asumi scăderea în sondaje și în preferințele populației ca să poți face chestia asta. Niciunul dintre partidele de la putere, Cătălin, nu vrea să facă acest lucru. De fapt, acesta este și rostul acestei coaliții, să nu facă acest lucru. Exact. Și asta vreau să spun, pentru că trebuie să lucreze pe termen scurt în dezinteresul cetățeanului, al cetățeanului român, pentru că noi avem un anumit tip de mentalitate care se regăsește mai ales în Balcani. Am să spun o chestie care pare oarecum anecdotică, dar este cât se poate de adevărată. Știi cumva de ce Ceaușescu a concentrat o mare parte a industriei grele în Oltenia? De ce? Nu pentru că era oltean, din mândrie regională. El era un tip inteligent. Nu era educat, dar era un tip inteligent. Și? Și din puțina istorie pe care o știa, a tras concluzia că Habsburgii timp de 30 au putut ține ocupată Oltenia timp de 30 de ani în secolul XVIII, pentru că Oltenia nu poate fi guvernată. Au venit Habsburgii să facă drumuri, să facă tot felul de lucruri bune în Oltenia, dar au plecat după 30 de ani și au zis noi nu putem să stăm aici. Okay. Exact pe același lucru s-a bazat și Ceaușescu. Și învățătura asta care pentru e? Că noi suntem un popor greu de guvernat. Ce interesant! Mulțumesc mult, Cătălin, pentru această concluzie. Așadar, și guvernul ăsta răspunde multora dintre noi sau așteptărilor multora dintre noi. Da, într-adevăr, poate România este mai greu de guvernat pentru că nu ne asumăm un tip de sacrificii, pentru că vedem guvernele doar ca unii care împart, nu care iau măsuri necesare, și pentru că politicienii în aceste condiții
vor să-și întărească votul, să-și-l păstreze. Dar asta nu este o scuză pentru ca ei să nu facă ceea ce trebuie. Așteptările mele, ca și ale voastre, sunt mici. Adică nu cred că se va întâmpla mare lucru din ceea ce au pus ei în foile astea. Cred că vor da niște micuți, firfirei, cum se spune la noi, bani către populație. Și mai mult, nu prea. Și că marile încercări care vin ne vor zgudui pe toți. Deocamdată, asta e România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.